Rugăciunea e o creație infinită, arta supremă. Mereu și mereu simțim o năvală înfocată spre Dumnezeu, urmată numai de o cădere din lumina sa. Iară și iară devenim conștienți de neputința minții de a se ridica spre el. Sunt clipe în care ne simțim la marginea nebuniei. Ne-ai dat porunca de a iubi, dar nu se află în mine puterea de a iubi. Vino și săvârșește în mine tu însuți tot ceea ce ai poruncit, că poruncile tale covârșesc puterile mele. Mintea mea e prea slabă ca să te înțeleagă pe tine. Duhul meu nu poate vedea tainele voii tale. Zilele mele trec în nesfârșită dezbinare. Sunt chinuit de teama de a te pierde din cauza gândurilor rele din inima mea. Uneori rugăciunea pare să slăbească, și atunci strigăm, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te! Iar dacă nu lăsăm din mână poala veșmântului său, ajutorul va veni. Este vital să locuim în rugăciune spre a contracara influența distructivă și persistentă a lumii exterioare. Rugăciunea nu va întârzia să facă din nou vie în noi suflarea dumnezeiască pe care Dumnezeu a suflat-o în nările lui Adam și în virtutea căreia Adam s-a făcut suflet viu. Atunci mintea noastră renăscută se va minuna de înalta taină a ființei și inimile noastre se vor face ecoul laudelor înălțate de psalmist, lucrurilor minunate ale Domnului. Vom înțelege și sensul cuvintelor lui Hristos eu am venit ca viață să aibă și din belșug să o aibă. Dar această viață e plină de paradoxuri, ca de altminteri întreaga învățătură a Evangheliei. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Până ce nu trecem prin acest foc ce mistuie patimile, care ne destramă firea, nu vom vedea focul transformându-se în lumină, că nu lumina, ci focul vine mai întâi. În starea noastră decăzută, arderea premerge luminării. Să binecuvântăm așadar pe Dumnezeu pentru acest foc mistuitor. Nu cunoaștem dintr-o dată, dar cel puțin cunoaștem în parte că nu există nicio altă cale pentru noi, muritorii, de a ne face fii ai învierii, de a domni împreună cu Hristos. Oricât de chinuitoare ar fi această recreare, oricât de dureros ar fi acest proces, el va fi unul fericit. Erudiția cere multă osteneală, dar rugăciunea este incomparabil mai greu de dobândit. Atunci când evangheliile și epistolele devin pentru noi reale, vedem cât de naive au fost noțiunile noastre trecute despre Dumnezeu și despre viața întru El, cât de departe întrece realitatea în chipuirea omului. Pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc, zice Apostolul Pavel. Chiar și numai o șoaptă a Dumnezeirii, e o slavă ce nu se compară cu niciun alt conținut al vieții trăite departe de Dumnezeu. Îngustă este calea, spinoasă și chinuitoare. Înaintând pe ea vom suspina mult. Frica aceea care este începutul înțelepciunii se va agăța de inima noastră și va răsuci întreaga noastră ființă din afară spre înăuntru, pentru a concentra atenția asupra a ce se întâmplă în interior. Neputincioși în ai urma lui Hristos, ne vom opri în fricoșați, și erau pe drum, zice Evanghelia, și Iisus mergea înaintea lor. Și erau uimiți și cei ce mergeau în urma lui se temeau. Nimeni dintre noi nu poate scăpa de suferință dacă vrem să ne naștem la o nouă viață în Dumnezeu, dacă vrem să transformăm trupurile noastre firești în trupuri duhovnicești. După cum spune Apostolul Pavel, se seamănă trup firesc în vie trup duhovnicesc. Numai puterea rugăciunii depășește rezistența materiei și eliberează mintea noastră din această lume strântă și inertă spre vastele spații deschise, strălucind de lumină. Mintea e năucită de încercările ce cad asupra ei în lupta noastră pentru rugăciune. Nu e ușor să identificăm cauza sau felul acestora până ce vom intra în locașul sfânt al lui Dumnezeu, vom șovăi adeseori, nesigur dacă faptele noastre sunt bine plăcute celui preasfânt. Întrucât nu suntem scutiți de păcat, putem doar crede că faptele noastre rele provoacă furtunile ce bântuie în jurul nostru. Deși Sfântul Apostol Petru reamintea primilor creștini în deznădejdea lor că Duhul Slavei odihnea asupra lor, un lucru însă este mai presus de îndoială. Va veni ceasul în care toate încercările și necazurile noastre vor dispărea în trecut. Atunci vom vedea că perioadele cele mai chinuitoare ale vieții noastre au fost cele mai rodnice și ele ne vor însoți dincolo de hotarele acestei lumi pentru a fi temelia împărăției de nezdruncinat a lui Dumnezeu a tot puternicul Dumnezeu ne cheamă din nimic. Prin firea noastră suntem făcuți din nimic. Însă chiar și de la Dumnezeu așteptăm considerație și atenție. Dintr-o dată însă, cel tot puternic se descoperă pe sine însuși într-o smerenie nemărginită. Vedenia inundă întreaga noastră ființă și instinctiv ne aplecăm în adorație, chiar și aceasta nu pare a fi îndeajuns. Oricât de mult vom încerca să ne smerim înaintea lui, nu va fi îndeajuns față de smerenia sa. Rugăciunea către acest Dumnezeu al iubirii și smereniei se ridică din adâncurile ființei noastre. Când inima noastră e plină de dragoste pentru Dumnezeu, atunci suntem pe deplin conștienți de apropierea noastră de El, chiar dacă știm foarte bine că suntem doar pământ și țărână. Cu toate acestea, în înfățișarea văzută a firii noastre, Dumnezeu cel nemuritor a zugrăvit asemănarea ființei sale nevăzute și astfel putem sesiza veșnicia. Prin rugăciune intrăm în viața Dumnezeiască și Dumnezeu rugându-se în noi, e viața cea necreată care ne inundă. Făcându-ne după chipul său și după asemănarea sa, Dumnezeu ne-a așezat înainte, nu ca o lucrare a sa în întregime supusă lui, ci ca un fapt dat chiar și pentru el, ca ființe libere. Și, în virtutea acestui fapt, relațiile dintre om și Dumnezeu sunt bazate pe principiul libertății. Când abuzăm de această libertate și păcătuim, atunci întoarcem spatele lui Dumnezeu. Această libertate de a întoarce spatele lui Dumnezeu este aspectul negativ, tragic, al voinței libere. Dar e o condiție indispensabilă ca noi să ne putem împărtăși de o viață cu adevărat Dumnezeiască, viață care nu poate fi predeterminată. Avem două alternative diametral opuse. Fie să-l refuzăm pe Dumnezeu, ceea ce este însăși esența păcatului, fie să ne facem fi ai lui Dumnezeu. Pentru că suntem făcuți după asemănarea cu Dumnezeu, dorim în chip firesc desăvârșirea Dumnezeiască care este în Tatăl nostru. Și atunci când îi urmăm, nu ne supunem dictaturii unei puteri exterioare ci ascultăm pur și simplu imboldul nostru de a ne asemăna de săvârșirii Lui. Fiți voi de săvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc, de săvârșit este. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Tu mi-ai dat să simți sfințenia ta și sunt gata să fiu sfânt într-o tine. Vie împărăția ta, fie ca viața ta slăvită să pătrundă în mine și să devină a mea. Facă-se voia ta în pământul ființei mele create, precum în cer, în tine însuți din veșnicie. Păinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Păinea cea adevărată care se pogoară din cer și dă viață lumii. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Prin Duhul Tău cel Sfânt dă să iert semenilor mei, ca nimic să nu mă împiedice de a primi iertarea Ta. Și nu ne duce pe noi în ispită. Tu știi ticăloșia mea, că sunt de-a de gata să păcătuiesc. Trimite îngerul tău să stea în calea vrășmașilor mei atunci când păcătuiesc. Cine izbăvește de cel rău? Izbăvește-mă de puterea vrășmașului de moarte, Vrășmașul omului și al lui Dumnezeu. La început, ne rugăm pentru noi înșine, dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, ne dă înțelegere, rugăciunea noastră dobândește proporții cosmice. Atunci când ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru, ne gândim la întreaga umanitate și cerem plinătatea harului pentru toți oamenii, ca și pentru noi înșine. Sfințească-se numele Tău de către toți oamenii. Să vină împărăția Ta pentru toate popoarele, ca viața Ta dumnezeiască să devină viața lor. Facă-se voia Ta. Voia Ta singură îi unește pe toți în dragostea Ta. Izbăvește-ne de cel rău, de ucigătorul care seamănă până departe vrășmășie și moarte. Potrivit interpretării noastre creștine, Răul, ca și binele, există numai acolo unde există o formă personală de existență. Fără această formă personală n-ar exista nici rău, ci numai procese naturale determinate. Existența răului în lume, în general și în umanitate în special, ridică problema participării lui Dumnezeu la viața istorică a neamului omenesc. Mulți și-au pierdut credința, fiindcă li se pare că dacă Dumnezeu ar fi existat, răul n-ar fi putut fi atât de puternic, și nici n-ar fi fost răspândită suferința atât de absurdă. Ei uită, însă, că Dumnezeu ține la libertatea omului, care e rădăcina principală a creației sale, după chipul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar interveni atunci când omul înclină spre rău ar însemna să-l lipsească de posibilitatea autodeterminării și să-l distrugă în același timp. Dar Dumnezeu poate și mântuiește cu adevărat oameni și națiuni dacă ele umblă pe calea pe care El le-o arată. Hristos a spus, N-am venit să aduc pace, ci sabie și dezbinare. Hristos ne-a chemat la război pe tărâmul Duhului, și arma noastră este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, conform apostolului Pavel. Bătălia noastră e dusă în condiții extraordinar de inegale. Suntem legați de mâini și de picioare. Nu îndrăznim să lovim cu foc sau sabie. Singura noastră armă e iubirea, chiar și pentru vrășmași. Unicul război în care suntem angajați e într-adevăr un război sfânt ne luptăm cu vrășmașul de pe urmă și singurul dușman al neamului omenesc, moartea. Lupta noastră este lupta pentru învierea de obștem. Domnul a îndreptat și sfințit șirul strămoșilor săi. În chip asemănător, fiecare dintre noi, dacă urmăm lui Hristos, ne putem îndrepta pe noi înșine în ființa noastră individuală, restaurând chipul lui Dumnezeu în noi, printr-o căință totală și, făcând astfel, putem ajuta la îndreptarea strămoșilor noștri. Purtăm în noi, înșine, moștenirea păcatelor strămoșilor noștri și, în virtutea unității ontologice a neamului omenesc, tămăduirea noastră înseamnă și tămăduirea lor. Suntem atât de legați între noi încât omul nu se mântuiește doar pe sine însuși. Am găsit că monahii de la Sfântul Munte înțelegeau bine acest lucru. Un monah e un om care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, care crede că dacă vrem ca Dumnezeu să fie în întregime cu noi și în noi, atunci trebuie ca și noi să ne dăruim lui cu totul, iar nu numai în parte. Monahul renunță la căsătorie și la nașterea de copii pentru a păzi și ține poruncile lui Hristos cât mai deplin cu putință. Dacă un monah nu și realizează adevăratul său scop, acela de a trăi viața pe pământ, având mintea unită cu Hristos, monahismul său nu este unul sădit așa cum se cuvine. Cu alte cuvinte, el nici nu ajută la continuarea neamului omenesc prin nașterea de prunci, nici nu promovează în întregime nemurirea prin înviere. El renunță la planul istoric prin refuzul de a-și asuma o acțiune istorică pozitivă, ca să nu spunem și politică, însă nu-și transferă existența în planul spiritual meta-istoric. Necâștigând nicio biruință în planul universal al războiului duhovnicesc, el nu-i ajută nici pe semenii săi să realizeze planul dumnezeiesc. Cu toate acestea, Chiar dacă monahul nu poate realiza desăvârșirea creștină, năzuința sa ajută chiar și așa întreaga lume. Atunci când prin harul Duhului Sfânt îi se dă omului să ajungă la starea de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Hristos, un astfel de eveniment se răsfrânge în modul cel mai hotărât nu numai asupra destinului întregii umanități, în răurirea sa trece dincolo de hotarele istoriei și se răsfrânge asupra întregii vieți cosmice, fiindcă însă lumea a fost creată pentru om. Când ne abatem de la calea arătată de Hristos, adică de la îndumnezeirea omului prin puterea Duhului Sfânt, întregul rost al venirii omului în lume dispare. Duhule Sfinte, împărate veșnic, și dătătorule al vieții nestricăcioase, privește în nesfârșita ta milă asupra neputințelor firii noastre. Luminează-ne și sfințește-ne. Fă ca lumina cunoștinței tale să strălucească în inimile noastre întunecate. Și în vasele de lut ale firii noastre arată puterea ta nebiruită. Sfântă Trăime, Părinte, Fiule și Duhule, singurul adevăratul Dumnezeu, pururea viu și a tot puternic, care singur dai tărie celor necăjiți și sprijin celor slabi. Tu, fără de care cei puternici slăbesc și cei tari devin neputincioși, cei sătui flămânzesc și cei tineri se încovoaie, ascultă-ne în necazul nostru și ridică-ne la o slujire vrednică de tine. Rugăm uneție, auzine și ne miluiește.